Bună seara! În seara asta voi face varză roșie la borcan și mai departe vă voi prezenta ingredientele. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 kg de varză. Varza mea are 1 kg. O lingură de sare, 100 de ml de oțet, o lingură de zahăr și 2 linguri de ulei. Și mai departe vă voi arăta cum voi proceda cu această rețetă. Am tăiat varza roșie în 4 ca să-mi fie mai ușor să o tai și voi începe și o voi tăia, o mai tai o dată în jumătate și voi începe și voi tăia din ea foarte foarte mărunt. Dacă procedați așa cu varza tăiată în 4, veți tăia mai subțire și nici vă mai chinuiți, pentru că ea este destul de tare și vă chinuiți să o tăiați. În felul acesta, varza se toacă mai mărunt și mai fin. Voi proceda la fel cu toată varza până când o voi termina pe toată. Peste varza tocată am adăugat o lingură cu vârf de sare, sare de mare. Apoi o voi amesteca foarte bine. O voi amesteca foarte, foarte bine cu sarea și apoi o voi lăsa 30 de minute până varza își va lăsa acel lichid din ea, acel lichid roșu și până când ea se va înmuia total. Varza am lăsat-o 30 de minute, ea a început să-și lase acel lichid și s-a înmuiat. Acum, peste varză, voi pune o lingură de zahăr. Uleiul, cele două linguri de ulei. Și oțetul. Voi amesteca foarte bine totul. Voi continua să amestec totul și apoi voi reveni. Am terminat de amestecat toate ingredientele. Acum o voi pune într-un borcan și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Într-un borcan am început să pun varza și o voi aplatiza cu o lingură, să fie uniform în borcan. Și puneți varză cât până se umple borcanul. Aplatizați foarte, foarte bine varza, ca nu cumva
așa să se formeze goluri de aer în borcan. Și apăsați foarte bine varza. Și o mai pune. Această salată de varză roșie la borcan este foarte, foarte bună. Și în momentul când vrem să facem salată de varză și nu avem timp și avem gata făcută, doar mergem la cămară, desfacem repede un borcan și ne scutește de orice treabă în plus. Voi umple foarte, foarte bine borcanul și voi aplatiza cu lingura. Lăsați foarte, foarte bine în jos. Salata de varză la borcan ține foarte mult și peste iarnă dacă o capsați foarte bine și o lăsați într-un loc răcoros. Trebuie capsată foarte bine să nu prindă aer. O salată delicioasă și ușor de făcut. Vă sugerez să o faceți și voi. Este foarte bună cu tocănițe, cu fasole, cu omletă. Foarte delicioasă. Acum voi astupa borcanul și mai departe vă voi arăta cum voi proceda. Am terminat de pus varza în acest borcan. Mie mi-a ieșit un borcan mai mare și unul mai micuț. Acela mai micuț îl vom consuma acum, pentru că ne este poftă și foarte bună. Acum, după ce am terminat de pus toată varza, a mai rămas zeamă în acest castron. Și zeama, împreună cu uleiul și oțetul, îl voi pune peste varză. Pentru că îi dă un gust foarte, foarte bun. Acum voi capsa foarte, foarte bine borcanul cu un capac și voi reveni. Salata de varză roșie a ajuns la final. Este o rețetă foarte ușor de făcut și foarte delicioasă. Merge foarte bine cu tocănițe de cartofi, cu fasole, cu diferite mâncăruri, cu omletă. Este foarte, foarte gustoasă această salată. Vă îndemn să o faceți și voi. Dacă vreți să faceți mai multă cantitate, dublați cantitățile și vă va ieși mai multă salată de varză. Eu am făcut mai puțină. Mie mi-a ieșit un borcan mai mare și o jumătate de borcan mai mic. Acea jumătate de borcan mai mic am oprit-o pentru noi. Să o mâncăm în seara asta. Sper că v-am fost de folos și cu această rețetă. Sper să o încercați și voi. Toate cele bune până data viitoare. La revedere tuturor!